Statul Islamic pune la cale noi atentate ce vizează plajele din Europa. Atacatorii plănuiesc să se deghizeze în vânzători ambulanți și să placeze bombe sub șezlonguri. Agenția italiană de informații a prezentat detalii despre planurile statului islamic de a comite atacuri în stațiunile europene. Se pare că atacatorii au planuri bine puse la punct de a se deghiza și a vinde turiștilor băuturi, gustări sau accesorii, ca mai apoi să placeze dispozitive explozive sub șezlonguri. Plajele vizate în mod special includ stațiuni din sudul Franței, Costa del Sol în Spania și ambele coaste ale Italiei. Un număr de 38 de persoane au decedat anul trecut după ce un bărbat a deschis focul pe o plajă din Tunisia.